Ok, am început filmarea, deci am urcat până la rata 1, cum spuneam, într-un alt videoclip pe care l-am făcut aici la Cavnic. Avem un privilegiu superb aici, este un bar aici, un loc de popas, te poți să stai să savurezi un soco, ceva ce dorești. Așa, poți cobori pe aici asta. De asemenea, poți să iei pe cealaltă parte după această pădure, se vede calea de coborâre sau poți să urci aici cu teleschiu până la roata 2. Și acum vom vedea cum anume se ajunge la roata 2 și traseul. Și pe aici se coboară. Asta este intrarea, la teleschiu. Acolo este un domn care ne ajută. Bun. E un pic de pantă aici, dar după cum putem vedea, da? Aici este plecarea. Ok, să vedem cum mă descurc și telefonul și cu bețele și cu toate. Ok, mulțumesc. Ok, am revenit. Scuze de imagine. Până m-am urcat, am bețele și o mănușă în mână. Aici urcăm. Deci suntem în 16 martie 2019. A nins toată noaptea vreo 20 de centimetri de zăpadă. Aici avem pădure, fain. De cealaltă pădure și pe aici, prin dreapta, vine pârtia. Și aici se urcă cu teleschiul până la roata 2, de jumate din pârtia de la Cavnic este cu telescaunul, iar cealaltă, adică asta pe care urcăm, este cu teleschiu. Uite, se poate vedea, nu știu dacă se poate vedea, că se poate vedea de bine. Văd o căbănuță acolo, mică, chiar în capăt, dar să dau un pic de zoom. Așa, și acolo este roata 2. Se poate lua atât prin stânga, e o pârtie paralelă cu aceasta din dreapta mea, sau, dacă nu, cobor pe aici, prin partea dreaptă. Panta înclinația nu este foarte mare, se urcă destul de bine. Retenția pe la cabluri e ok. Deci să zicem că n-ar trebui să fie probleme. Aici bagă ratracul pe partea asta pe unde se urcă cu teleschiu, deci nu sunt de nivelări extraordinare și știu eu ce alte chestii care se te facă să nu urci cum trebuie. Se vede aici, e un pic de perete, dar e un pic de pantă, să zicem. Nu știu câtă. Ea este o pârte albastră și ca urmare inclinația nu este excesiv de mare. Pe acolo se poate vedea, avem aici o fereastră, da? Mai este un lac acolo, de acumulare, dacă se poate vedea. Și de asemenea pârtia. Asta din dreapta este albastră, alălaltă din stânga, asta la altă este roșie. Și ea se intersectează, trebuie să urci, ca să zic așa, până acolo, până la roata 1, pe unde am coborât noi, și să cobor pe acolo. Iar cum cobor de la roata, drept în față, pe unde am început filmarea, acolo deja devine albastră. Deci cumva se zice albastră, se intersectează și trebuie să cobori în cealaltă, ca să dai tot în albastră, la jumate. Ok, mai avem un pic. Mai avem un pic până la finish. Se pot vedea, nu știu dacă se pot, să văd un pic de zoom. Acolo au fost ceva schiori care au coborât pe partea stângă. Așa. Ok, și după ce o să ajungem în vârf, o să fac un alt videoclip. O să filmez pe partea stângă, pârtia roșie, ca să zic așa. Pârtia roșie, după aceea se cumpără pârtia albastră. Așa. Cadrul este superb. Stați ca la zoom. Este cadrul super. O să încerc să, opa, să filmez și în spate. Acesta este
să ajungem aici în capăt, o să vă arăt de acolo o panoramă către cele două căi pe unde se poate merge, adică aceasta din stânga roșie, cu Moșul Tălăschiu, și aceasta din dreapta albastră, cu Moșul Tălăschiu. Se poate vedea pe aici un pic din impulsie. Se poate vedea și de partea fașă asta, un pic, urgea cum merge. Ok. Și se poate vedea roata 2, adică roata aia mare care învârte cablu. Așa zice, mai am luat atunci, vedem schiuri care o parte din răie au luat-o spre partea stângă, adică pe portia roșie. Partea roșie are un indicator aici cu stop de debarcare, aici se debarcă, da? Aici se debarcă. Bun, și aici debarcăm și noi. Aici vedem că este o căbănuță cu cineva care supraveghează. Aici este pârtia albastră. Panorama asta este un pic de ceață acolo. Ok. Vă pup și ne vedem la următorul video. Dați un like.